ai făcut cursuri sau școală de make-up sau hairstyle, care sunt produsele de make-up de top, fără de care nu poți trăi, care a fost cea mai mare provocare legată de YouTube pe care ai întâlnit-o până acum, ți-ai dorit să-ți vezi fanele din România? Hello, fetele cochetele! Iată că în sfârșit revin cu partea a treia din Q&A-ul ce l-am făcut pentru 1000 de abonați. A trecut foarte, foarte mult timp, deja suntem la aproape 4000 și pentru asta vă mulțumesc. Dar după cum știți, l-am împărțit în 3 mari categorii. Am făcut deja prima parte cu întrebările legate despre mutarea mea în Anglia, cum, de ce, când și așa mai departe. Vă las link în descriere. A doua parte a fost cu întrebări mai personale, de genul câți ani am, ce mă face fericită, ce regrete am și așa mai departe. Din nou pun linkul în descriere. Iar de data aceasta vă voi răspunde la toate întrebările legate de machiaj și de beauty în general, de rujurile mele favorite, fondul de ten, produse pentru îngrijirea tenului și așa mai departe, dar și la câteva întrebări care mi le-ați pus legate de YouTube, de ce m-am apucat, cât vreau să mă țin dacă voi ajunge la 100.000 de abonați și întrebări de acest gen. Iar pentru că după acest video vă voi fi răspuns la toate întrebările pe care mi le-ați adresat în acel video cu concursul, dacă aveți alte întrebări și vreți să mai fac Q&A-uri, și mie mi-ar plăcea foarte mult să mai fac Q&A-uri pentru că mi se par foarte drăguțe, vă rog să-mi lăsați întrebările în secțiunea de comentarii și eu de aici le voi lua și vă răspunde în alt video viitor la ce întrebări mai sunteți voi curioase să vă răspund. Și acum hai să începem cu întrebările legate de beauty și de machiaj. Foarte multă lume m-a întrebat de la ce vârstă a început să mă atragă machiajul, de unde a pornit totul, de când a început pasiunea mea pentru beauty. Cred că a început de când mă știu. Prima amintire legată de această parte a vieții mele, de fapt, cred că mi-a fost povestită, nu știu dacă mi-amintesc eu cu adevărat. Cred că aveam în jur de 3 ani sau mai puțin de 3 ani pentru că locuiam la bloc înainte să ne mutăm la casă și aveam o vecină foarte cochetă, o doamnă de vreo 30 de ani, nu știu exact câți ani avea pe atunci, care avea foarte multe farduri, foarte multe produse de înfrumusețare și cică odată am fost la ea în vizită și m-am închis eu în baie vreo 20 de minute, jumătate de oră, toată lumea se întreba unde sunt și ce fac. Iar când am ieșit eram plină de ruși și de farduri pe toată fața, mă jucasem de jumătate de oră cu toate fardurile care le-am prins și le încercam pe față, pe mâini, pe unde apucam. Da, de când mă știu îmi doresc machiaje de Crăciun, de când mă știu toți banii pe care îi aveam de buzunar îi cheltuiam mai mult pe produse de acest gen. Când mă jucam cu păpușile Barbie, nu îmi plăcea atât de mult să le plimb dintr-o parte în alta, cel mai mult îmi plăcea să le fac părul și să le creez haine. Le făceam haine din tot felul de materiale. Din păcate nu puteam să le machiez pentru că erau ele deja machiate, dar mă jucam cu părul lor și cu hainele lor. Nu îmi plăcea atât de mult doar să mă joc cu ele, că le pun dintr-o parte în alta, îmi plăcea să le aranjez pentru bal, pentru discotecă, pentru tot felul de ocazii speciale. Întrebarea a doua. Care a fost prima experiență în materie de machiaj? Plăcută sau neplăcută? Din câte mi-aduc eu aminte, abia de pe la 13-14 ani am început să mă machiez și nu mai știu exact ce foloseam. Probabil că un pic de rimel și un pic de gloss. Nu am fost eu foarte aventurieră. Știu doar că m-am jucat un pic prea mult cu sprâncenele în vacanța de după clasa a 7-a, parcă, pentru că am mers la bunici. Și aveam eu o pensetă cu care în fiecare zi mai îmi scoteam niște fire și la un moment dat am ajungeam să arăt ca un clown, sincer. Aveam niște sprâncene de toată jenea. Dacă mă uit acum în poze, îmi vine să mă iau să mă duc. Dar prima experiență mai profesională am avut-o la banchetul din clasa 8-a, când mama unei prietene m-a și machiat după ce m-a frezat. M-a machiat cu niște nuanțe de gri și de roz, pentru că eu aveam o rochie neagră cu buline. Și toată lumea m-a complimentat, îmi aduc aminte bine că a folosit un fond de ten, cred că de la L'Oreal, și a pus în el un pic de apă termală de la Aven și l-a combinat și după aia mi l-a pus pe ten. Asta mi s-a părut foarte, foarte interesant și n-am știut de ce face asta. Și mai țin minte că a folosit o pudră iluminantă de acest gen, asta este de la Revlon, și după aceea mi-am cumpărat-o și eu. Am dat, cred că, 50 de lei pe ea, dacă mi-aduc aminte bine. A fost foarte scumpă pe vremea aceea, chiar și acum pentru o pudră este destul de mult. Și mi-amintesc foarte, foarte bine toate aceste lucruri. Bine, nu eram eu foarte mică, dar interesant cum îmi aduc aminte de aceste lucruri. Care a fost primul produs pe care l-ai folosit când ai început să te machiezi? Cum am zis, cred că rimelul și un pic de gloss, fond de ten, blush,
foarte, foarte târziu. Am început, cred că abia prin liceu, clasa 10-a, 11-a, nu mai știu exact. Pardon pentru sprâncene, mult mai târziu, pentru că abia acum câțiva ani a început trendul cu machierea sprâncenelor. Dar știu că deja prin liceu foloseam și creioane de ochi și foloseam tot felul de culori, de albastru, de mov, nu știu dacă foloseam și verde. Dar, da, cam așa mă machiam, cred că rimel, un pic de creion, dar numai pe partea de sus, nu-mi plăcea niciodată să-mi pun pe linia apei, cum vedeam în alte fete, creion negru, asta nu mi-a plăcut. Altceva nu mai amintesc să fi folosit așa zi de zi. La ocazii speciale mă mai machiam cu prietenele cu tot felul de farduri, aveam o colegă care machia foarte bine și m-a machiat la câteva ocazii, dar eu zi de zi cred că doar asta foloseam. Întrebarea numărul 4. Ai făcut cursuri sau școală de make-up sau hairstyle? Foarte multe fete m-ați întrebat asta. Și nu am făcut nicio școală, niciun curs profesional. Tot ce am învățat de pe YouTube. Am început să vizualizez tutoriale pe YouTube din clasa a 11-a. Mi-aduc aminte foarte, foarte bine că eram în America, în anul acela pe care l-am petrecut în America. Și mă plictiseam pe calculator și am căutat eu pe YouTube, cred că Valentine's Day Makeup, cred că era în perioada Valentine's, și mi-a apărut un video al lui Xtiner. Dacă ați văzut-o, este o youtuberiță foarte, foarte veche de pe vremea aceea. Am început să o vizionez, după aceea am dat și de Babs Beauty și de It's Judy's Life și de It's Judy's Time, cred. Și la ele am început să mă uit zilnic la tutoriale, apoi am dat de Candy Johnson, de Makeup Geek, de Goss Makeup Artist și am învățat de la ei tot felul de trucuri și de machiaje și mă uitam la ei, puneam pe mine, mă uitam la ei, puneam pe mine și tot așa, și așa am învățat eu să mă machiez și să-mi fac freze și totul singură. Întrebarea numărul 5. Ești de meserie make-up artist? Nu sunt de meserie make-up artist. Cum am spus mai înainte, nu am făcut niciun fel de curs profesional. Tot ce am învățat singură de pe YouTube în principal. Dar am făcut freelance make-up, așa mai la negru să zicem, fără să am o firmă sau să lucrez la un salon. În Timișoara am făcut asta cam 3 ani până m-am mutat aici și mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat aveam chiar o clientelă drăguță. Și mă bate gândul să îmi fac ceva de acest gen și aici, pentru că, da, cred că mi-ar plăcea foarte mult să încep să machiez din nou mirese și domnișoara de onoare și să-mi fac un pic de clientele și aici. Te machiez doar pe tine sau și alte persoane? Cum am spus, am machiat foarte multe fete la Timișoara și chiar am călătorit și în alte părți să machiez. Întrebarea numărul 7. Care este brandul tău de machiaje cosmetice favorit și ce recomanzi? Asta este foarte greu, pentru că nu pot să zic că am un brand favorit de la care am foarte, foarte multe produse. Ce pot să vă spun este că 90% sau 95% dintre produsele mele sunt de tip drugstore, pentru că nu prea mă lasă pe mine sufletul să dau foarte, foarte mulți bani pe machiaje. Întotdeauna am preferat să am mai multe decât mai scumpe. Dar dacă aș începe să fac freelance aici, cred că aș investi mai mult în niște produse mai de lux și fie ele mai puține. Dacă ar fi să aleg un brand de la drugstore care îmi place foarte mult și de la care am foarte multe produse, cred că ar fi Maybelline, pentru că îmi plac foarte mult de la ei rimelurile, rujurile, produsele pentru sprâncene. Cu fardurile nu pot să zic că m-am înțeles foarte bine, nici nu am prea multe farduri de la ei, cred că am avut foarte, foarte puține pe parcursul timpului. Iar încă un brand care îmi place foarte, foarte mult și care e considerat drugstore, pentru că aici în Anglia se găsește în drugstore, știu că în România se găsește numai pe site-uri și în câteva magazine, îmi place foarte mult Sleek. De acolo am 70% din farduri, am foarte multe palete de la ei de care sunt foarte mulțumită. Produse pentru față nu am încercat fonduri de ten, blush-urile îmi plac, produsele de contouring îmi plac, de highlighting, deci... Cred că aș alege totuși Sleek și le-aș da o șansă și fondurilor de ten. Și iarăși ce începe să-mi placă foarte mult sunt produsele de la NYX. Am câteva, foarte puține, dar vreau să mai iau mai multe pentru că sunt ieftine, foarte colorate, foarte diverse și cred că merită. Ai testat produse Avon? Ce părere ai despre ele? Da, am testat foarte multe produse Avon. La un moment dat, în facultate, eram și reprezentant și mai mult eu îmi comandam. Mai puneam și câteva colegi câte un produs în comandă, dar... De obicei îmi comandam doar mie.
Și am avut foarte multe produse pe parcursul timpului, încă mai am câteva. Îmi plăceau foarte mult rușurile de la ei, îmi plăceau creioanele acelea Super Shock, îmi plăceau foarte mult cremele de corp, acelea lunguieți așa rotunde, cred că Gamma Naturals, parcă. Mai îmi plăceau scrub-urile de față. Am avut chiar și bijuterii de la ei. În ultimul timp n-am mai comandat pentru că nu am aici un reprezentant și probabil că aș putea să comand de pe net, dar nu prea am avut tragere de inimă. Prefer să merg să încerc produsele prin magazin și să-mi cumpăr de la drugstore. Care a fost primul produs de machiaj pe care l-ai cumpărat mai scump? Acum vreo 2 ani, 2 ani și ceva, mi-am comandat eu un sistem de airbrush pentru clientele mele. L-am comandat de pe Makeup Shop din gama sau brandul Cat Cosmetics. Era foarte la mod atunci pe Makeup Shop. Și am investit foarte mult tot bonusul meu de Paști și încă am mai pus bani și mi l-am comandat. A fost foarte, foarte fain, l-am folosit foarte mult pe cliente, au fost toate foarte încântate. Asta m-a plăcut că m-a propulsat un pic în afacerea asta, să zic. Și a funcționat foarte bine și da, acesta a fost primul produs mai scump și a fost destul de scump. Am investit atunci vreo 500 de euro în sistemul de airbrush și toate produsele de care aveam nevoie, pe care nu le-am folosit pe toate și acum stau săracele ascunse într-o cutie acasă în Timișoara, pentru că n-am vrut să le car aici cu mine, că m-am gândit că nu o să le folosesc, dar dacă o să încep să-mi fac client de aici, poate îl voi aduce și îl voi reînvia. Care este produsul de machiaj fără de care nu poți trăi? Acum putem trăi fără orice produs de machiaj, dar dacă ar fi să aleg unul și dacă ar fi să aleg doar un produs pe care să îl port zi de zi, cred că ar fi rimelul, pentru că rimelul deschide ochii, deschide toată privirea și părem un pic mai aranjate dacă purtăm un pic de rimel. Nu știu, mie asta mi se pare, aș putea să renunț la orice altceva, dar să port doar rimel și ar fi cât de cât ok. Cineva mă întreabă ce fel de ten am, uscat, normal, gras. Am un ten, cred că normal, cu tendințe de uscare. Nu mi se îngrașă, nu mi se pare că am exces de sebum, decât poate la sfârșitul zilei mi este un pic lucioasă fruntea, dar mi-l simt destul de uscat și simt așa că mă strânge în marea majoritate a timpului și de aceea am nevoie de niște creme foarte, foarte hidratante și grase să îmi țină în frâu acest sentiment de uscare. Care este cel mai bun fond de ten folosit vreodată și ce fond de ten și corector recomanzi? Dacă ați observat prin tutorialele de machiaj de zi de zi, nu prea folosesc eu fond de ten. Fond de ten de obicei folosesc la ocazii speciale sau la niște machiaje mai full face. Și fondul de ten al meu preferat este de la Revlon, Colorstay. Este super, super bun. Mi se pare că este unul dintre cele mai bune fonduri de ten de pe piață din drugstore. Pentru că nu am încercat foarte multe fonduri de ten high-end, să zic așa, cred că nu am deținut nici măcar unul. Și are niște review-uri foarte, foarte bune peste tot și din propria experiență și pe mine și pe cliente funcționează foarte, foarte bine. Eu întotdeauna aveam mai multe nuanțe și îl combinam. Ține foarte bine pe ten ore în șir cât ai nevoie, nu se duce de acolo, este destul de waterproof. Dacă transpiri, tapotezi un pic pielea și nu se duce. Și de aceea îmi place foarte, foarte mult, dar cum am spus, îl folosesc destul de rar, la ocazii mai speciale, nu zi de zi. Zi de zi folosesc corector și în 90% din timp folosesc corectorul meu de la Maybelline, Instant Anti-Age The Eraser Eye. Așa arată. Cred că este deja al 7-lea pe care l-am terminat și acesta este pe cale să se termine. Cred că mi se termină unul tot la 3-4 săptămâni și tot trebuie să-l recumpăr. Și asta nu poate să zică decât că îmi place foarte, foarte mult. Este corectorul meu preferat, se întinde foarte bine, acoperă foarte bine, se menține foarte bine pe parcursul zilei. Nu știu, cred că numai dacă îl încercați puteți să vă dați seama cât este de frumos. Foarte multă lume îl recomandă, are niște review-uri excelente peste tot pe YouTube. Știu că nu prea se găsește în România, eu cel puțin în Timișoara nu l-am văzut niciodată și auzeam tot timpul de el pe YouTube și mi-era ciudă că nu îl găseam în magazine, dar dacă îl găsiți pe site-uri sau prin alte țări și vreți să-l încercați, îl recomand din tot sufletul, e super. Care este rujul favorit și ce firmă îți place cel mai mult pentru rujuri? Asta este o întrebare destul de grea și mă uit acum în colecția mea de rujuri. Dacă ar fi să aleg lip linere, cu siguranță ar fi cele de la Essence, dar la rujuri este destul de greu pentru că nu pot să zic că am
mai mult de două dintr-o firmă anume. Am de la Maybelline, am de la Rimmel, am de la Sleek. Îmi plac foarte mult acestea de la Sleek Matte, Ultra Smooth Matte Lip Cream, adică rujul lichid de mate. Am două. Acestea de la Rimmel sunt foarte faine, foarte pigmentate. Chiar nu prea pot să răspund la întrebarea asta pentru că nu am o firmă favorită pentru rujuri. Și următoarea întrebare este: care este rujul tău mat favorit? Și ar fi tot acesta de la Sleek care vi l-am arătat. Acestea sunt cele două nuanțe pe care le am și îmi plac foarte, foarte mult. Se numesc Matte Me. Și ultima întrebare legată de machiaje: care sunt produsele de make-up de top fără de care nu poți trăi? După cum am spus, dacă ar fi să aleg doar unul, ar fi rimelul. Dar dacă pot să aleg mai multe, ar fi un rimel, un corector, un blush și un far pentru sprâncene. Cred că cu acestea aș putea să trăiesc foarte liniștită, să am tot timpul o față fresh și un pic colorată și un pic aranjată și ar fi numai bine. Și acum câteva întrebări legate de YouTube în general. Ce te-a determinat să te ocupi cu videouri pe YouTube sau să-ți deschizi un canal de YouTube? După cum am spus, tot ce știu am învățat de pe YouTube. Mă uit la tutoriale și la videouri pe YouTube din 2008 sau 2009. Și de atunci mă atragea foarte mult acest lucru. Am mai avut o tentativă să fac niște videouri acum 4 ani, înainte să mă angajez. Am făcut câteva tutoriale și au prins destul de bine, dar apoi m-am angajat și eram foarte ocupată și cu școala și cu lucru și cu machiaje pe lângă. M-au ajutat foarte mult acele videouri pentru că am văzut fetele că știu să machiez și așa am început să-mi creez o clientelă. Dar pe atunci n-am mai avut timp să fac videouri și acum că m-am mutat în Anglia și am ceva mai mult timp liber, că lucrez, dar nu mai am nimic pe lângă de făcut, am zis că este momentul perfect să mă reapuc. Numai bine așa îmi și hrănesc un pic pasiunea aceasta de machiaje și de beauty. Și așa îmi fac și prietene noi și îmi place foarte mult comunitatea care am creat-o deja și care se mărește în fiecare zi. Cum ai început să faci YouTube? Acum 4 ani era destul de greu, aveam o cameră destul de veche, care pe vremea era destul de bună, era o cameră foto, nu neapărat o cameră de filmat. Și mi-aduc aminte că tot mutam prin toată camera, mi-am rearanjat camera de nu știu câte ori ca să am cel mai bun background și cea mai bună lumină și niciodată nu mi-eșa cum voiam eu, că dacă aveam lumină bună în fața geamului, nu-mi plăcea ce se vede în spate și invers. Și de când m-am reapucat anul acesta, din nou am avut aceeași problemă, că nu întotdeauna aveam lumină bună sau nu întotdeauna aveam background-ul bun. Iar acum să zic că sunt cât de cât mulțumită că am o lumină artificială și pot să o filmez oricând. Și am un background alb și am pus acești fluturași ca să nu fie totul chiar așa de boring. Și mi se pare că este destul de ok acum. Am biroul aici, am masa aici cu toate machiajele, toate sunt la îndemână și mi este destul de ușor să filmez și tutoriale și altfel de videouri. Care a fost cea mai mare provocare legată de YouTube pe care ai întâlnit-o până acum? Păi, pe lângă faptul că a trebuit să mă apuc la un moment dat, că tot mă gândeam mă apuc. Când m-am apucat, a fost greu să fiu constantă, a fost greu să-mi găsesc, cum am zis, background-ul potrivit, lumina potrivită, să-mi dau seama de toate aceste lucruri. La început era destul de greu, că mi se părea că nu mă urmărește nimeni, că le pun numai așa acolo să fie în marea mare de videouri pe YouTube, dar încet încet a crescut auditoriul și am primit și multe comentarii pozitive și multă susținere și asta m-a ajutat să postez constant. Care a fost primul canal românesc de YouTube pe care l-ai urmărit? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că am descoperit-o pe Lady Divine prima dată. Dacă nu o știți, este tipa care machiază și este un pic imaginea site-ului Makeup Shop și sunt foarte, foarte mândră de ea că prin intermediul YouTube-ului a reușit să-și facă așa o carieră frumoasă în machiaj, să fac acest lucru full-time, face și freelance, face și cursuri, adică predă cursuri de make-up. Este și cea care face toate acele tutoriale și poze cu machiajele de pe Makeup Shop și este super, super impresionant ce a reușit să facă cu ajutorul YouTube-ului. Următoarea întrebare: dacă m-a schimbat YouTube-ul? Nu pot să zic că m-a schimbat într-un fel YouTube-ul și oricum nu sunt eu cine știe ce vedetă pe YouTube, nu am miliarde de abonați și nu ar trebui să mă schimbe nici dacă aș avea 20 de milioane de abonați. Eu
consider că sunt aceeași persoană și în fața camerei și în afara camerei și în afara YouTube-ului. Bine, poate aici postez fața mea veselă și bine dispusă tot timpul, chiar dacă în viața reală nu sunt întotdeauna bine dispusă, dar vreau să eman pentru voi o energie pozitivă, să vă bucurați când mă vedeți, nu să ziceți, na, iar o veni și asta cu fața ei tristă aici în fața noastră. Nu cred că m-a schimbat YouTube-ul și nu cred că mă va schimba vreodată, cel puțin sper să nu mă schimbe și dacă mă schimbă să-mi spuneți, să mă trageți de urechi, vezi că ai zis că nu o să te schimbi niciodată. Dar nu spun că nu vreau să progresez și nu vreau să fiu din ce în ce mai bună, dar sper să nu mă schimb în rău. Cred că despre asta este vorba, nu vreau să mă schimb în rău, vreau să mă schimb din ce în ce mai în bine. Următoarea întrebare, foarte drăguță, ți-ai dorit să-ți vezi fanele din România? Eu nu vă consider fanele mele, vă consider prietenele mele, îmi place foarte mult să văd comenturile de la voi și susținerea de la voi. Nu sunt o vedetă, nu sunt nimic de acest gen să am fane, poate sunteți cele care mă urmăresc, cele care mă îndrăgiți, dar nu știu, cuvântul fan mi se pare așa foarte ciudat. Dar da, mi-aș dori foarte mult să vă întâlnesc. Chiar plănuiesc să fac un meetup când vin în Timișoara în decembrie, când vin de sărbători acasă, dar îl voi anunța cu mult timp înainte și vom da un loc de întâlnire în Timișoara și sper să veniți cât mai multe să vă cunosc, să ne cunoaștem, să povestim, să râdem, să glumim. Și mai doresc să fac un meetup și aici în Anglia, în Londra, pentru că știu că suntem destul de multe mutate aici în Anglia. Cel puțin din comenturi am văzut destul de multe și sunt și multe youtuberițe care fac videouri din Anglia și cred că ar fi super, super, super drăguț să facem o ieșire în Londra, să ne dăm un punct de întâlnire, să ne întâlnim, să stăm la o cafea, la o poveste, la o prăjiturică, să râdem, să povestim și chiar ar vrea să-mi spuneți care este părerea voastră despre acest lucru. Poate prin luna octombrie sau noiembrie să facem acest gen de întâlnire. Și ultima întrebare legată de YouTube și ultima întrebare pentru acest video. Dacă cred că o să ajung la 100.000 de abonați, ai de mine și de mine, eu abia pot să visez la 10.000 de abonați, dar da, de ce nu? Am văzut că se poate, am văzut că sunt canale cu peste 100.000 de abonați în România, poate nu neapărat de beauty, dar de alte genuri. Eu cred că YouTube crește pe zi ce trece și din ce în ce mai multă lume urmărește YouTube. Eu cel puțin nu mă uit la televizor, 90% din timpul petrec pe YouTube și eventual ceva filme. Și eu zic că dacă sunt constantă și fac o treabă bună și mă îmbunătățesc, de ce nu? Pot să visez, dar mi se pare foarte, foarte îndepărtat acea zi în care am atins 100.000 de abonați. Mi se pare un pic ireal, dar de ce nu? Vom vedea. Trebuie doar să am răbdare și putere de muncă să fac în continuare acest lucru. Și acestea au fost toate întrebările legate de beauty, de machiaje și cele legate de YouTube. Sper că v-au plăcut. Dacă mai aveți întrebări pentru mine, chiar vă rog să le lăsați în comentarii și vom mai face un Q&A în viitor. Din nou să îmi spuneți ce părere aveți despre un meetup în Londra și de unul în Timișoara în iarnă. Dacă v-ar plăcea să ne întâlnim, mie chiar mi-ar face foarte, foarte mare plăcere. Eu vă mulțumesc mult, mult, mult pentru vizionare, vă mulțumesc mult pentru susținere, sunteți minunate ca întotdeauna. Vă pup dulce, dulce, dulce și până data viitoare să aveți o zi minunată. Ciao!